Bă, îți rup picioarele când te prind. M-am enervat. M-am enervat. Aoleu. Băi, nu mai, nu mai. Bine, mă, o să luăm, nici nu mai vorbesc. Dacă vrei să-ți impresionezi prietenii cu cele mai tari și mai noi modele de echipamente pentru fotbal, vizitează airgoal.com. Ai cele mai bune prețuri și cea mai variată gamă de produse, iar dacă folosești codul MIDAS, ai 10% reducere. Linkul este în descriere. Salutare tuturor, numele meu este MIDAS și noi v-am găsit cu un nou video de pe acest canal în care facem primul prank, prima farsă de până acum. Sper că toți sunteți bine, sănătoși și vreau să rămâneți așa în continuare, așadar stați în casă, uitați-vă la creatorii voștri preferați de conținut și cam asta e tot. Înainte să vă spun care a fost ideea videoului, vreau să vă rog să vă abonați în caz că nu ați făcut-o până acum. 80%, peste 80% dintre cei care mi urmăresc clipurile nu s-au abonat încă, ceea ce pentru mine ca și creator de conținut este un lucru foarte trist. Bun, ideea videoului, unii dintre voi poate deja ați văzut videoul pe canalul lui Sebi Chitoșca. Cu el sunt prieten de foarte mult timp, am filmat chiar și pe canalul meu acum 2 ani și acum s-a lăsat de fotbal, între timp s-a apucat de YouTube. Și m-a rugat ieri să filmăm ceva împreună, un draft pe care trebuia să-l fac legat la ochi. Am filmat odată, nu a putut să intre în meci și atunci mi-a venit ideea ce ar fi să-i fac o farsă, să fac totuși câteva alegeri legat la ochi, iar la restul să îl trolez. Pe anumite porțiuni s-a enervat chiar destul de tare. O să aveți linkuri către video, canalul lui și Instagramul lui în descriere și vă rog să vă abonați. M-ar ajuta foarte mult. De asemenea, fratele meu pe care l-ați văzut în atât de multe videouri, Ionuț, Ianco pe YouTube, a început și el să posteze pe YouTube, are 2 videouri postate până acum, foarte bune și amuzante. Și interesante în același timp, o să aveți de asemenea și linkul lui în descriere, dacă vreți să vă abonați, ar fi foarte, foarte tare. Salutare, prieteni, bine ați revenit la un nou clip pe acest canal, îl avem alături de noi astăzi pe Midas. Vă salut, băieți, și mulțumesc, Sebi, pentru invitație, felicitări pentru inițiativa ta de a face acest canal, face treabă chiar foarte, foarte bună, mă bucur mult pentru tine. Îți mulțumesc și eu pentru că mi-ai acceptat invitația. Astăzi o să ne facă Midas draftul legat la ochi. Deci, dacă chestia asta, uitați, vă arăt, de pe acum nu se vede absolut nimic. Și dacă o pun pe ochi, nu văd, acoperă exact ce trebuie. Am mai folosit și eu într-un video. Ok, Sebi, să știi că nu te mai aud, mă leg la ochi acum. În acest moment nu mai văd nimic. O să leg shot aici, ca să nu cadă pentru nicio secundă. Ok. E legat bine. Bun. Acum o să intrăm în draft. Gata, acum, stai așa că mi-a căzut puțin, stai așa că vreau să, atât. O să-ți pun sistemele într-un mod dezordonat, nu o să ți le spun în rând. Și avem okay. Un 4-3-3 pe atac, 4-4-1-1, un 4-2-2-2, un 3-4-2 și un 4-3-3 defend. Să-mi spui ce alegem. Ziua ta de naștere 2. Ok, ai ales un sistem destul de bun, un 4-2-2-2. Foarte, foarte asta bun. Nu, hai nu să vedem capitanul. Capitanul o să încep, de acum o să încep numai cu high rated. Să fie ziua mea de naștere. Acum am ales ziua ta de naștere mai devreme, o să fie 3. Ce ai ales? 3. 3? Ok, da. Mai terminat. O să vedem pe celălalt atacant. O să fie 5 acum, înainte să... 5? Cristiano Ronaldo de 93, băieții. Ales 5, este cea mai bună alegere pentru mine. O să aleg CAM. Stai că m-am lovit de microfon că nu văd unde e. Să fie 4 acum. Să fie 4. Mhm. Ne-am măgat și gheara în gât de pe acum, băieți. Mi-ai ales un James Rodriguez. Ai trecut de Zidane la 2 și de Rui Costa la 3. E incredibil. Acum okay. O să avem un high rated 95 Ronaldo 2 și un low rated Isco 2. 2. 2. Avem un De Bruyne de 91 acolo, dar iar la Evoli pe Riquelme de 92 și Ronaldinho de 95. Incredibil. Lasă că e bun De Bruyne, mi-e place mult. Hai să vedem acum. Uite, stăm. Te rog. Ce n-am zis până acum? Te rog. Nu cred că am zis 1. Te rog, zic ceva. 1? 1. Că n-am ales până acum. E sigur? 100%. Îți dau posibilitatea să te răzgândești. E sigur? Da, 1. Ok, mi l-ai luat pe Kanté de 89. Aici dacă mi-alegi low rated, sparg controller, sparg tot. 4. Băi, băiatule, nu pot să cred.
E sigur? Ce? Mi-ai luat 94, Zanetti, te răzgândești? Nu, e ok. E ok? Înseamnă? Bă, tu mă trolezi, mă, să mă... Bă, toate cartoanele astea sunt speciale. Iconuri, Chef Shifter. Și tu mi-ai singurul ce? Gol? E incredibil, bă, frate, ăsta vede prin aia, băi, băieți, nu se poate așa. Nu văd, ceva. Nu se vede nimic, am arătat și la cameră, chiar nu se vede. Dă-o naibii de treabă, hai, dă-o naibii de treabă. Hai că mergem pe funda stânga, incredibil. Nu mai, gata, nu mai pot. Să fie 1. 1, 86, cel mai mare era 87, deci dați în metal. Incredibil, fraților, mergem pe CB acum. M-am enervat. Alege ce vrei, avem low rated goals, albaștri, 2, normal low rated, mersi mult, Lenglet, 85, aveam 90 la mă. 3, 87, bine că e francez, mă, cu care face chemistry. 1. Băi, mi-a luat iarăși low rated, frate, din 5 alegeri, una de 86, restul 88, 89, 89 și 90, tu mi-ai 86, mă, frate. Bă, tu-ți bagi joc de mine? Mor. Bă, îți rup picioarele când te prind. Mergem pe fundaș dreapta. Am terminat sau mai avem? Mai avem fundaș dreapta. Alege ce vrei, okay. 82, 87. Vreau să știu după cât ai. 81 și 87, hai rate-ul. 2. 2, 82 normal. Mersi mult. Cum stăm până acum? Primul 11, 88, nu? 88 rating și chemistry 65. În anumite momente am mai ales jucători buni ca să nu-și dea seama totuși că ceva este în neregulă. A bănuit-l de mai multe ori, dar nu m-a acuzat niciodată, scurt și pe doi, o vorbă a unui filozof în viață. Wow, e bine! Haide să vedem, pe portar rezervă, hai să vedem. Nu, tot așa, nu mai spune ca să nu zici că... Nu mai zic, poate, nu mai zic nimic. Să fie 5, nu știu. Băi, frate. Băi, deci avem la 1 Ter Stegen de 91, 2 Oblak de 92, oh my God. Handanovic, oh my God. 3 de 90, Loris 4 de 89 și tu mei Leno de 86, mă, frate. Băi, nu mai, bine mă, să luăm, nici nu mai vorbesc, Leno de 86, nici nu mai am puterea să mai vorbesc. Am luat 5, hai să luăm 2. Mi-ai luat un Kulu de 86, aveam un Teleș de 89. Da, să fie, cine să fie? Să fie 2 din nou, ziua ta de naștere, nu cred că mai zis de mult. Chiar. 83, dar ai non-rar. Bravo, frate, ești amazing. Tu vezi, n-ai cum să alegi. 85. 5. 85. Am luat 2, 3, 4, 5. Am luat 2, 3, 4, 5. Ok, 5. 85. Băi, bravo, 91, Hazard, n-ai putut să iei. Bravo, frate. Păi acum, să știu. Și acum ce ai să iei? Hai, acum ce ai să mei, frate? Ai să mei iarăși 86 low rated? Hai să fie 1. Dacă am luat 2, 3, 4, 5, okay? Să fie 1. Mi-ai luat 1, da. Un Mbappé de 91. La 2 era Arnold de 95. Da, e bun și Mbappé. Aoleu, 5 n-am mai zis. Lucas Digne de 85. E bun că fac chemistry aici. Hai, mă, frate, ce asta? Ce-s player pick-urile astea? Ia ce vrei tu și acum. Să fie 2. Cât? 2. E sigur? Da. Îți dau ocazia să te răzgândești, dacă tot a mers nasol, să iei nasol. Nu, e ok, 2. E ok, 2. Mi-ai luat 90, Beneder, te răzgândești? Măcar ia-mi altceva. E ok că nu te cred, e ok că nu te cred. E ok? Bine, da. Mi-ai luat 86, Gerard Moreno. Hai, ia ce vrei tu aici. Deci, am luat 1, am luat 2 mai devreme. 3, 4, 5, nu cred că am luat ultimele de azi. Să fie 4. 28, bă, ceva se întâmplă, băieți, băiatul ăsta... Împotriva lui Royce n-ai jucat? E dubios, n-am jucat, e dubios. Ce, dar bine, și ce player pick-uri ne-a dat acest draft, incredibil, fraților. Ei bine, în acest moment credeam că o să se prindă. El credea că încă sunt legat la ochi și avea 71 chem. Eu am zis că să ia antrenorul, să vedem dacă ne dă 29 chem, exact cât trebuia.
Nu aveam de unde să știu, dar nu s-a prins, din fericire. Dar ideea care e? Să alegem antrenorul, că ne dă 29 ochi. Da, cam acesta a fost episodul de azi, băieții. Nu uitați, dacă mai vreți să mai vedeți episoade de acest gen pe canal, haideți să ajungem la 1500 de like-uri la acest clip. Nu uitați că m-ar ajuta foarte mult să apăsați clopoțelul, pentru că doar așa veți primi notificări când eu o să fiu live sau când o să postez un clip nou. Pentru invitație, apreciez foarte mult. Și înainte să încheiem, vreau să fac un anunț. Într-adevăr, felicitări pentru ce ai făcut până acum. Să știi că primii 11 jucători i-am ales legat la ochi, apoi mi-am dat jos și am încercat să te trolez cât mai tare. Așadar, felicitări, tocmai ți-ai luat o țeapă mare. Eram sigur că nu... Ce era să spun acum? Nu, era imposibil ca să-mi ales toți jucătorii ăia. Ți-a ieșit, m-a enervat foarte tare, dar să știi că nu te uit. Acum nu poți să ieși din casă pentru că ne-a dat restricție la domiciliu, dar crede-mă, când pun mâna pe tine, te sparg. Vă pup, băieți, numai bine! Mersi mult pentru vizionare, nu uita să dai un shoot butonului de like și să te abonezi dacă nu ai făcut asta până acum. Ai pe ecran un alt video super interesant pe care îți recomand să-l vizionezi. Nu uita că în descriere ai linkul pentru airgoal.com, site-ul cu cele mai tare articole pentru fotbal. Folosește codul MIDAS pentru 10% reducere.